Ce faci, unchiule? Ce dracu, aici, la domiciliare, nu vezi? De câte ești acasă? Cred că e a 17-a zi astăzi. A, deci... A 18-a chiar, cred că. Mamă, și cum rezist? Cum să rezist? Scriu foarte mult, beau foarte mult alcool. Tot așa, cu apă cu întuneric? Da, citesc, văd filme, încerc să mă documentez foarte mult eu când am timp de ăștia morți. Încerc să fiu pregătit pentru atunci când timpii o să fie mai vii. Ce citești? La ce te uiți? Bă, de citit, uite, am mai multe cărți aici. Citesc în ultimul timp cărți despre rapperi italieni. Uite, asta e, stai așa cum e asta. Da, am văzut că e mare hype cu rapperi de vreo un an și ceva. Nice. Who's this guy? Guepe Kenyo e un fel de, gen trupa lui e un fel de B.U.G. Mafia în Italia. Ok. Bine, da. Tu ai stat acolo o perioadă bună. Da, vreo 6 ani. Familiarizat cu stilul lor. Sunt înnebunit, mai ales pentru că eu acolo am început să scriu și să înregistrez. Acolo am făcut prima piesă, deci na. Dar că acolo te numeai Vorș, nu? Poftim? Acolo te numeai Vorș, parcă ăsta a fost primul tău nume deși. Vorș, da. Ceva oribil, într-adevăr. Păi stai, că tu ai avut pentru mine, știu, fel oricum de P. Diddy, că l-ai avut pe toate, l-ai avut pe, cum a fost el, P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, după aia așa mai luat. Așa și tu ai avut Nosferatu, Vorș, Unchiu Benz, dacă ți l-ai mai schimbat acum, ce nume ți-ai pune? Păi oricum am acum mai multe aliasuri, Unchiu Brazil, Unchiu Balans, acum orice piesă scot e Unchiu Coachella, Unchiu Acașucar și toate astea, Unchiu Ronaldinho. Dar piese sunt, eu am scris vreo 30 de piese în perioada asta, în aceste 18 zile. A, deci înseamnă că urmează un album din ăla de ale tale cu vreo 70-100 de piese. Nu, cred că o să scot niște mixtape-uri, o să fac vreo... Mixtape, așa, da. Da, vreo 2-3 mixtape-uri, pentru că mie mi-au plăcut întotdeauna mixtape-urile și acolo mă simt un pic mai liber, știi, pot să mă joc mai mult pe tehnică, pe interpretări, pe aleg alte instrumentale. Da. Asta voiam să te spun. Acum mi se pare că de ceva vreme ești pe balansul ăsta nebun și îmi place la nebunie. Și când mai schimb direcția? Păi schimb. Oricum am piesele pe care le-am scos între balansurile astea. Coachella și Hakan Şükar sunt trap, hip-hop. Adică am de toate genurile, am și boom bap, am pregătite foarte multe tripuri, house rally. Zi-mi care e treaba cu Hakan Şükar, cu challenge-ul, când, ce se alege, că am văzut că ai mulți oameni care îți trimit chestii. Mami, s-a făcut pielea de găină, jur că m-ai întrebat. Am primit o grămadă de mail-uri cu foarte multe strofe. Mulți nu au înțeles regulamentul și pe această cale, mulțumindu-ți, Ramona, mai am înțeles faptul că trebuie înregistrată strofa și nu doar scrisă. Adică nu vreau să primesc pe mail versurile pentru că n-am ce să fac cu ele. Trebuie să le văd interpretate, să le aud interpretate și așa mai departe. Mă interesează delivery, mă interesează tehnică, flow, jocuri de cuvinte, adică vreau să văd ceva complet diferit, nu vreau doar o strofă scrisă la freestyle atunci, știi? Pentru că te-a inspirat foarte mult beat-ul și că ți-a dat foarte mult hype. I wanna see that real shit, dacă vrei să apar pe remixul ăsta, știi? Da, adică ești o rampă de lansare pentru ei, probabil că au înțeles exact. Că cântă și interpretezi tu. Exact. Adică Marfo, gen, mie mi-ar fi plăcut să fiu... nu știu, să facă Mafia un concurs când eram eu mai puști și să am posibilitatea să dau o strofă, măcar să am posibilitatea să ajung în acea situație, știi? Dim, te rog frumos un film pe care trebuie neapărat să-l vedem. The Godfather. Tu ce faci? În bucătărie gătești sau încurci? Poți să știi că în ultimul timp am devenit destul de lazy în bucătărie. Mai mult sunt pe workflow, știi? Mai mult sunt pe treabă. Și când, adică în ultimul timp gătește mai mult țigă, ea e, a deprins și șmecheria pastelor și sosurilor și așa. Am văzut la ea de ziua ta, că a postat niște poze cu tine, acum am adus aminte, în care aveai păr. Da. Ce s-a întâmplat cu părul? Unde-i părul? Părul meu a dispărut pe parcurs. Practic, eu dacă vezi poza aia, în poza aia aveam 18 ani sau ceva de genul. 18-19 ani. Și deja se vedea chelia, știi?
Și atunci, na, la scurt timp după am început să mă tun zero și, am văzut că îmi stă bine și ce rost are, știi? Îmi plăcea și cu barbă și așa mai departe. Păi fii atent, hai că nu te vreau să te mai țin mult și perioada asta se tot interzic chestii, nu faceți asta. Să presupunem că o să ieși din perioada asta și tu ai posibilitatea de a interzice ceva, orice, ce ai interzice. Aș interzice legea care interzice marihuana. I gotta say it, man. Da, am înțeles. Mi se pare normal. Da, mai stimulez creativitatea într-un fel sau altul. Pentru artiști este foarte binevenit. Eu pentru artiști o fac, îți dai seama, nu încurajez absolut pe nimeni să facă ce fac eu, nici prin piese. Apropo de asta, că tot, există tot timpul povestea asta cu mesajul, știi, pe care îl transmitem noi, cei care suntem considerați trapperi, știi? Mi se pare că ar trebui cumva să, atunci când catalogăm un anumit lucru fără mesaj, să începem să studiem acel lucru și să vedem dacă într-adevăr e 100% fără mesaj, că poate la tine a ajuns doar lucru care nu are mesaj și așa mai departe, știi? Că lumea care de obicei critică și sare cu gura așa cum o sări câinii aia pe diesel, de obicei nu are niciun motiv, nu au un back, ca un background pe care să, spun asta, da, pentru că mi s-a întâmplat în ultimul timp tocmai că ai adus vorba de balansurile astea pe care le scot. Și pur și simplu, fiind o chestie complet nouă și abordată complet diferit, lumea a luat-o ca și cum am vrut să fac ceva comercial sau ceva, știi, să ies din... Really? Da, 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 și am avut tot fel de mesaje de astea de hate legate de mesaj, știi, și am zis că prima ocazie să vorbesc despre asta. Da, păi pare rău că se întâmplă asta, dar știi cum e? Îți mai trebuie și o anumită capacitate pentru a înțelege ceva. Absolut, exact, exact. Eu mereu am spus în toate interviurile, atunci când pierzi timpul să comentezi cu hate undeva, e clar că problema e la tine. Eu îți mulțumesc super, super mult. Aștept muzica. Uite, zic și oamenii că te adoră muzica, te așteaptă să scoți album, că ești mișto, că slave, salve, Doamne ajută, cu toate, toți oamenii sunt cu tine. Yeah, baby, abia aștept să scot tot ce pot să scot, că am foarte multe piese, adică am zeci de piese, cred că, pe bune. Îmi imaginez, eu de-abia aștept să le scoți. Și eu. Îți mulțumesc mult. Mersi. Pup, bye.